Victorii la scor pentru cele două echipe buzoene din Liga a 3 de fotbal în prima etapă a returului. Metalul Buzău a revenit pe podium după victoria zdrobitoare de la Siretu, acolo unde s-a disputat meciul cu Dinamo Bacău. Cu Valistan din nou pe bancă și cu un cuplu de atac exploziv, ca în vremurile bune, echipa buzoiană n-a stat la discuție cu cea a gazdelor, o nou promovată, pentru care eșalonul 3 este o pălărie prea mare. În minutul 37 era deja 5 la 0 pentru buzoieni, cu patru goluri înscrise de Alin Iacob și unul de Andrei Pavel. Același Pavel a mai punctat odată la niciun sfert de oră de la reluare. Gazdele au înscris odată, iar partida s-a încheiat cu 1 la 6 pentru buzoieni. Și CSM Râmnicu Sărat a câștigat la scor în a doua deplasare la rând în Brăila. După acel neverosimil 7 2 la Ianca, râmnicenii au mers la Făurei în primul meci din retur, iar băieții lui Marius Vișan au prins din nou o zi fastă. Destinația celor trei puncte era evidentă încă de la pauză, cu un avantaj de trei goluri de partea râmnicului după reușitele lui Rareș Dogaru și Ionuț Roman. În partea secunda a meciului a fost rost și de golaveraj, după două goluri rapide a lui Ricardo Mihalache și Marius Stigoianu. Dubla lui Stelian Negoiță din minutele de final, ambele din penalti, n-a mai schimbat datele problemei. Rîmniceni reintră astfel în calculele de play-off, mai având de disputat și restanța de pe teren propriu, marțea viitoare cu Dinamo Bacău. Până atunci însă, vineri de la ora 14, noua oră oficială de start în Liga A3 a Treia pentru meciurile rămase de jucat din în acest an, CSM Râmnicu Sărat o întâlnește pe metalul, într-un de-acum clasic al fotbalului buzoian.